Salutare tuturor! Bine ați revenit acasă la Sriblinio, la campionatul de fotbal vorbit. Întâi despre naționala noastră, poate cu puțin noroc vedeți asta, înainte de meciul de marți cu Columbia. Nu am jucat mare lucru cu Irlanda. Până la urmă nici nu erau foarte mari așteptări. Dacă mă întrebați pe mine, băieții aceștia nu mai jucaseră împreună de luni bune și ne așteptam la o chestiune, adică eu mă așteptam la o chestiune de genul acesta. Naționala României nu a jucat bine nici înainte de aceste amicale, nici măcar în timpul calificărilor nu a atins cote înalte. Sigur că a atins cote înalte emoționale, dacă pot să spun așa, dar nu a avut cel mai strălucit joc, de aici și sumedenia de critici din timpul campaniei de calificare. Nu uitați că eu și spuneam la un moment dat că această națională cumva a reușit singură împotriva tuturor, dacă nu fi reușit pe alocuri și singură împotriva ei. Suntem exact în același loc, adică nu s-a întâmplat mare lucru cu jucătorii români, ba dimpotrivă, avem probleme chiar mai mari, pentru că Horațiu Moldovan, de exemplu, stă, Drăgușin încearcă să se adapteze într-un campionat care deocamdată e un pic mai mult decât el, asta nu înseamnă că nu va învăța sau nu va face bine acolo, dar îi trebuie luni întregi de pregătire și de adaptare în cel mai puternic fotbal din lume. Între timp nu a mai făcut transferuri. M-am uitat cu bucurie la băieții mai mici, sub 19 ani, care au bătut Germania, sigur, fără ieșirea din grupa aceea de elită, da? Să bați Germania cu 3-2 e un semn bun și mai ales că poți să-i învingi minutul 93. Deci, da, e un semn frumos acolo la Mazilu, la Borza. Uite, Mazilu joacă în Olanda. Poate ar trebui să se gândească să-l aducă la lot, da? Aici spuneam și data trecută. Astea sunt ideile lui Edi Iordănescu. El se bazează pe oamenii care au adus succesul și sigur cu asta va merge mai departe. Deci, încă o dată, da, n-am jucat strălucit, dar una peste alta, eu sincer nici nu am așteptări de la campionatul ăsta european. Sigur, așa visez, e frumos să visez, că ieșim din grupe și așa mai departe, dar nu sunt eu stilul care să, sau nu sunt eu omul care să vă spună că da, asta se va și întâmpla. Aș zice că dimpotrivă. Urmează un meci cu Columbia. Columbia este sensibil peste noi din ceea ce am văzut în meciul cu Spania. E și o echipă care nu este învinsă de 2 ani în 17 meciuri. Antrenorul lor, Lorenzo, cred că se numește, se spune domn profesor, are 17 meciuri fără înfrângere, dintre care 12 victorii. Și acolo sunt niște jucători care intră prin campionate tari. Chiar și James Rodriguez, despre care... Sigur că ai îndoiele, așa e un jucător ajuns la 32 de ani și pare că nu s-a stabilit bine nicăieri, cu excepția naționalei. De fiecare dată când intră la națională face niște jocuri excepționale, cum s-a întâmplat și în meciul ăsta cu Spania, adică a avut acțiuni bune, a fost clipitor, a fost aplaudat de colegi. Antrenorul l-a și spus, dom'le, pentru noi e un mare jucător, e un tip cu un talent incredibil, are 32 de ani, poate să dea mai mult. Sigur că viața lui este lovită de accidentări, de un fel de capriciu care l-a dus până în Arabia Saudită, nu i-a dat loc și formă să joace acum în Brazilia, la San Paulo, unde a jucat și nu prea a jucat, adică cred că de vreo 6 luni, adică intră, iese și de vreo 6 luni e mai constant așa, dar nu neapărat că joacă titular. Deci e un jucător însă care în momentul în care vine la națională chiar face treabă bună acolo și nu m-ar mira, uitându-mă la câteva faze ale columbienilor, să fie cu o viteză peste noi. Chiar sunt curios ce o să iasă din meciul ăsta. Bine, meciul ăsta e la concurență cu Brazilia-Spania sau Spania-Brazilia la Madrid în aceeași zi, în aceeași oră. Sigur că o să fie și ăsta la televizor. Aia ar fi o confruntare care face toți banii, cum se spune, adică niște jucători extraordinari, da? Ne uităm la ai noștri, ne pregătim și mergem mai departe. Până la urmă, ăsta e nivelul, ăsta e potențialul. Suntem datori să-i susținem, să sperăm că vom face un pic mai bine și mai mult la mondiale. Apropo de meciul Braziliei, această nouă vedetă care se numește
Endrick, 17 ani și care cred că a devenit deja jucătorul lui Real Madrid, este luat de multă vreme acolo. De-al minter, el a ajuns la echipele naționale ale Braziliei de la vârsta de 15 ani, când a și câștigat un trofeu important. E un jucător care face furor, e noul Vinicius, dacă luați noul Pelé, cum se spune la ei, întotdeauna. E un tip care a apărut până la vârsta asta de 17 ani, de 3 ori pe coperțile ziarului Marca, dovadă că este urmărit și se așteaptă de la el foarte, foarte mult. De-al minteri, el a fost luat la Flamengo, cred că nici n-a putut să semneze când era în lotul lor, pentru că nu avea vârsta potrivită. Da, e un copil și copiii talentați în Brazilia sunt mereu, chiar el spune, domnule, ce se întâmplă în jurul meu e un pic bizar, adică a dat un interviu în sensul ăsta și eu nu sunt pregătit pentru lucrurile astea, pentru că e prea mult ce se scrie, ce se întâmplă despre mine, toată lumea mă urmărește și spune el, încerc să uit. Și de foarte multe ori uit, în momentul în care sunt pe terenul de fotbal, eu uit chestiunea asta, că voi tot scrieți și tot aveți așteptări de la mine. E de fapt modelul lui Vinicius și Vinicius a fost cumpărat, dacă îmi permiteți termenul, și adus în Spania la o vârstă similară cu cea a lui Endrick. Sigur că el mai are de crescut și mai are foarte mult de învățat, dar e foarte talentat, m-am uitat la fizic, e bine așezat, chiar dacă e un jucător mai mic de statură, da, mi-a părut așa bine proporționat, sigur are viteză și tehnică așa cum numai în Brazilia poți să găsești și este unul dintre oamenii la care cred eu că ne vom uita în anii viitori. E gen acolo, dar cred că mai mult de atât e și o școală de fotbal care îi învață pe copiii ăștia, nu numai că îi vede, dar îi și învață de-a lungul timpului să facă chestiunile astea să funcționeze cât mai bine, zic eu. De partea aia altă, tot așa, copilul minune, este acest, de partea cealaltă, ci la Germania, este acest Musiala, care, sigur, e un copil excepțional, e un jucător de acum care învață și are o experiență foarte mare și cred că și de la el așteptările sunt foarte mari. El a înscris împotriva Franței și uite că începe să dea rezultate din ce în ce mai bune. Chiar am văzut titluri în unele ziare spunând că, domnule, Germania și-a revenit, Germania revine pentru că, mă rog, având un meci bun cu Franța, dă semne că e acea echipă care s-ar putea bate pentru ceva. Da, de ce nu? Până la urmă au de învățat, au făcut schimb de generații, au jucători tineri, câțiva dintre ei sunt în formă, Havertz, care e în mijlocul carierei, pare un final de sezon bun la Arsenal și întotdeauna în Germania poți să strângi o trupă de jucători care să meargă foarte bine. Poate că și Nagelsmann a învățat și are acum timpul potrivit și răbdarea potrivită să construiască o națională, dar atenție, din câte îmi dau seama, pentru ei europeanul, sigur, este important fiind la ei acasă, dar nu știu dacă asta e ținta, pentru că ei continuă acest ciclu. Tocmai au propus lui Nagelsmann să continue la Federația de Fotbal, deci să fie în continuare antrenorul naționalei. Ceea ce e o veste proastă pentru Manchester United, se pare că Nagelsmann, asta zice presa englezească, era luat în calcule pentru o sosire la Manchester United. Era luat în calcule. Se vorbește des, vă povesteam și data trecută de Potter, se vorbește des de plecarea lui Ten Hag și de pregătirile pe care Jimmy Radcliffe le face acolo. Eu cred că această plecare a lui Ten Hag este însă condiționată și de rezultatul legat de Liga Campionilor. 6 puncte și un loc distanță față de Tottenham, mai sunt 10 jocuri acolo și e și o chestiune financiară la mijloc, deja să fac calculele, să vadă, domnule, dar cât pierde United dacă nu mai intră în Liga Campionilor? Liga Campionilor cu format schimbat și care aduce brusc mai mulți bani pentru toate echipele prezente acolo. Ca să vă dau un exemplu, se pleacă de la 20 de milioane de euro prima strigare, adică dacă a intrat în
Liga Campionilor. 20 de milioane de euro este ceea ce cel mai puțin poți câștiga. Și la asta se adaugă tot felul de bonusuri în noul format. Suma totală pusă în joc în competiție e vreo 5 miliarde de euro, dintre care vreo 3 miliarde și ceva merg la echipe, adică se împart între echipe. Vă dați seama că sunt niște sume la care Manchester United trebuie și vrea să participe și iar dau o gură de aer și în ceea ce privește fair play-ul financiar, pentru că la fair play-ul financiar sunt în discuție 200 de milioane de euro la Manchester United, care reprezintă o depășire de buget de fair play financiar. Și atunci ei au nevoie de calificarea asta în Liga Campionilor. Apropo de chestiunea asta, și aici o să închei, au fost publicate datele, sau mă rog, decizia comisiei privind Nottingham Forest, știți, care a avut niște încălcări minore, s-a zis, privind fair play financiar, cred că i-au luat 4 puncte lui Nottingham Forest și aici lumea a început să discute despre, băi, dacă în cazul ăsta i-au luat 4 puncte și i-au avut doar câteva încălcări ale regulilor fair play-ului financiar, ce se întâmplă în cazul lui Chelsea și mai ales Manchester United, care au, Manchester cred că are 100 și ceva de încălcări, acuzații de încălcări ale fair play-ului financiar. Și acolo unul dintre oficialii comisiei este întrebat, domnule, dar ce s-ar putea întâmpla? Și spune, domnule, din punctul nostru de vedere, e în felul următor. Când ai încălcări minore, zice el, noi doar o să deducem puncte. Dacă sunt încălcări majore în toată această chestiune, e bine, se poate decide și retrogradarea acestui tip de cluburi. Au existat voci inclusiv ale Guardiola, care spune, domnule, eu rămân aici și dacă ne duce în Liga a patra, care la ei se cheamă League One, rămân aici în continuare să-mi fac treaba. Procesul Manchester City este, ce să vezi, de-abia la toamnă. Asta e foarte interesant, pentru că de-abia la toamnă campionatele sunt începute, lucrurile sunt făcute. Ce o să faci cu clubul atunci dacă îi pronunți o decizie la toamnă? Decizia trebuie pronunțată între două campionate sau pe finalul uneia dintre campionate, ca lucrurile și oamenii să se poată organiza în toate competițiile. Zic să vă uitați la subiectul ăsta, o să fie unul dintre cele mai mari subiecte ale anului 2024. Ce se întâmplă cu Manchester City mai ales și cu Chelsea? Hai să ne pregătim de meci, că joacă ai noștri acum la final. Spor la treabă tuturor!